Mulțumim grupului de laudă și în canale Domnul să-i binecuvinteze. Să ne ajute Dumnezeu, dragi frașurilor, și pe noi să fim treși și să veghem, pentru că venirea Domnului este aproape și să ne ajute Dumnezeu să ne păstrăm curați, că putem cădea oricând dacă nu veghem. Și zic Dumnezeu să ne ajute la fiecare să putem fi treși și veghetori pe cale. Haideți cu toții să deschidem Sfânta Evanghelie la Tesaloniceni, capitolul 1, Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 9 la 12, care spune în felul următor. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 9, că despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singur ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemn, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, să căutați, să trăiți liniștiți, să vă vedeze de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați vincios cu cei de afară și să nu aveți trebuință de nimeni. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Iubiți frați și surori, spuneau frații de dimineață că Dumnezeu ne-a mai dat în dar în cozi și de aceea merită Dumnezeu să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pentru că ne-a binecuvântat în, în cozi din partea Lui ca noi să fim în dimineața aceasta în locul acesta și zic din toată inima lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Poate ai venit aici descurajat, poate ai venit aici așa cum am auzit în dimineața aceasta, Poate ai fost înfrânt de ispite săptămâna aceasta care ai trecut, dar ești în prezența lui Dumnezeu în dimineața aceasta și Isus Hristos în dimineața aceasta se oprește în dreptul nostru a fiecăruia, lăudat să fie numele Lui și dacă vii cu recunoștință înaintea Lui și te căiești înaintea Lui, vedem așa cum spunea și fel. Pardon și fratele Ghiță, Domnul Iisus Hristos, a fost ispitit, dar a, a fost ispitit, dar n-a păcătuit. Pentru că spune cuvântul Lui Dumnezeu că în gura Lui nu s-a găsit păcat și viclesiu și a ieșit biruitor. Dar noi suntem oameni și avem nevoie de Domnul Iisus Hristos să stăm la, sub călăuza Duhului Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu să trăim călăuziți de Duhul Sfânt în orice vreme și în orice moment. Rugați-vă și pentru mine, pentru că și eu sunt eu în ca și dumneavoastră și tot atunci când trebuie să slujești, tot atunci când trebuie să faci o lucrare, vine ispitele, vine cerul ca să ne ispitească pe fiecare. Așa așa ca și pescarul care întinde momel de tot felul peștelui ca să-l poată prinde și peștele se apropie și înghite și, așa cum se spunea, îl scoate afară și s-a terminat cu el. Dar hai noi în dimineața aceasta să privim la Golgota, să privim la jertfa lui Iisus Hristos, să privim la acela care tata, a stat atârnat între cer și pământ și a spus, Tată, Stau înaintea ta și mă rog pentru ei și mijlocesc pentru ei la tine în dimineața aceasta și în fiecare zi, pentru că iubesc, pentru că mi-am dat viața pentru ei, ca ei să-i viață și zic Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze pe fiecare. Epistola 1-2 Tesalonică a fost scrisă pentru frații din Tesalonic, un oraș din Grecia cu capitala Macedoniei. Biserica Tesalonic a fost înființată de Pavel în acea de-a doua călătorie misionară. Biserica din Tesalonic a fost persecutată și, din cauza persecuției, Pavel a trebuit să, să părăsească cetatea aceasta. A fost scrisă când, pe când locuia Pavel în Corint, în anul 52 după Hristos. Haideți să vedem mesajul pe care îl avea Pavel cu privire la Biserica din Tesalonic. Îi îndemna pe credincios să stea cu credință în fața persecuției. Și pe noi ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu și ne îndeamnă pe noi, dragi frați și să stăm cu credință, suntem și noi persecutați, dar nu mai vine nimeni să te bată, nu mai vine nimeni să, să tragă cu pușca după noi în o vreme ca și aceasta aici, în locul acesta unde ne-a așezat Dumnezeu. Dar suntem persecutați, așa cum am spus, vine ispititorul peste fiecare tânăr și bătrân, vine cu tot felul de momeli, așa cum am spus și cum am auzit în dimineața aceasta, ca să ne doboare, ca să nu avem o viață de biruință și să nu trăim sfinți și curați înaintea lui Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta mă rog în numele lui Isus Hristos să ne ajute Dumnezeu pe fiecare să stăm tari în credință într-o vreme ca și aceasta, privind la Golgota, pentru că Dumnezeu ne dă biruință lăudat să fie în numele Lui Dumnezeu. Apoi ce mai îndemna Pavel, dragi frași și pe cei din Tesalonic, îndemna pe credincios de a progresa în purtare și în sfințenie. Vedem că și cei din Tesalonic spunea Pavel, mă rog pentru credința voastră și vinea și îi îndemna Pavel să vă purtați și să trăiți sfinți, spune cuvântul lui Dumnezeu aici în, în, în Tesaloniceni. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, erau ispitiți și ei, și noi suntem ispitiți fiecare din noi, dar avem har din partea lui Dumnezeu și zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute pe fiecare să trăim în sfințenie. Le explica învățătura despre revenirea Domnului Isus Hristos și adevărata așteptare în pregătirea răpirii bisericii, Citim aici în, 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 în capitolul 5, apoi le mai explica Pavel despre morții care au adormit, despre ființii care au adormit în Domnul și despre revenirea Domnului Isus Hristos când va veni și să, să iei biserica și tot în același timp îi îndemna să se pregătească pentru revenirea Domnului Isus Hristos. În dimineața aceasta doresc ca Harul Lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare, În îndurarea Lui Dumnezeu să curgă peste noi, peste fiecare, dragi și surori. Aici am citit în dimineața aceasta despre cuvântul lui Dumnezeu și dacă veți citi dumneavoastră cum Pavel ajunge în Tesalonic, am spus -o mai înainte cu, a fost scrisă de Pavel în, în Faptele Apostol, capitolul 17, ajunge Pavel aici în Tesalonic și ce, ce făcea Pavel când ajunge acolo? Le propovădea ce? Pe Iisus Hristos și răstenic. Propovădea cum Domnul Iisus Hristos a murit pentru ei propovădea cum Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele lor, pentru fără de lor și spune că unii din iudei au crezut și s-au alortat și grecii care au fost greci care au crezut și spune că au văzut ceilalți iudei, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, dar iudeii care n-au crezut spune că au întărătat cetatea și s-a făcut despinare și Pavel a trebuit să părăsească locul acela și l-a luat pe Iason pentru că Iason i-a găzduit și nu l-a luat pe Iason și spune că Iason a trebuit să plătească un zăloc și după aceea i s-a dat și lui drumul. În dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne învață de pe noi, dragi frați și surori, în dimineața aceasta și ne spune fiecăruia de noi să vedem și să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu să-l practicăm în fiecare zi. Așa cum spunea și în dimineața aceasta, săcuria este înfiptă la rădăcina pomului. Orice pom care nu face rod este tăiat și aruncat în foc. Și doresc în dimineața aceasta fiecare din noi să stăm cu reverență înaintea lui Dumnezeu. Este locul, este prezent Dumnezeu aici. Și dacă ai venit împovorat în dimineața aceasta, dacă ai venit deznădăjduit, Isus este aici în dimineața aceasta pentru noi, pentru fiecare ca să ne deie o speranță și o nădejde vie în Isus Hristos, Fiul Său, trăiască în numele Lui. Și în dimineața aceasta, dragi frați și surori, Pavel îi îndemna pe cei din Tesalonic și ne îndeamnă pe noi în dimineața aceasta că despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem, dragi, spune aici Cuvântul Lui Dumnezeu, că voi singur ați fost învățat de Dumnezeu. Iubiți frați surori, Dumnezeu este dragoste Dragostea vine de la Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu este dragoste, lăudat să fie în numele Lui în vecii vecelor. Și zic din toată inima și să ne ajute Dumnezeu în dimineața aceasta să înțelegem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Nu noi am iubit pe Dumnezeu și El ne-a iubit pe noi, spune și ne învață cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Ioan capitolul 4 cu versetul cu versetul 9 spune în felul următor: Dar dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său fiu, ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și a trimis pe fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Haideți în dimineața aceasta să înțelegem cine este sursa dragostei. Este Dumnezeu lăudat să fie în numele lui. Biblia a fost tradusă din greacă în română și folosesc doi termeni pentru a defini dragostea Agape, care este dragostea cu care ne poartă Dumnezeu de grijă trimițând pe Domnul Iisus Hristos, materializându-se în Domnul Iisus Hristos, trimițându-l să moară pentru noi la Golgota, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Apoi fileo, care este și tradus dragostea de frați, care ne îndeamnă în dimineața aceasta, îndeamnă pe ei atunci și ne îndeamnă pe noi, laudat să fie numele Dumnezeu, așa cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Căci voi singura ați fost învățați de Dumnezeu ce să faceți să vă iubiți unii pe alții și zic Dumnezeu să ne ajute la aceasta, dragi frați și surori. Iubirea, așa cum am spus, este de la Dumnezeu și vine de la Dumnezeu și Dumnezeu este dragoste. În al doilea lucru, dragi frați și surori, a iubi pe frați este porunca Domnului Iisus Hristos și zic Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Spune Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 13 că a venit la Isus și a iubit cât? Până la capăt. Și zic Dumnezeu să ne ajute și pe fiecare. Și apoi în versetul în Ioan 13 cu versetul 34, îi îndemna pe ucenici, spune că aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. Vă dau o poruncă nouă, dragi surori. În dimineața aceasta, lucrul acesta este o poruncă din partea lui Dumnezeu. O poruncă trebuie împlinită. Nu este ceva opțional dacă vrei sau dacă nu. Dacă ai încheiat un legământ cu Dumnezeu prin botez în apă, trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu ca să fim fericiți. Dacă nu vom împlini cuvântul lui Dumnezeu într-o zi, Dumnezeu mai devreme sau mai târziu te va întrage la răspundere și te va întreba ce ai făcut cu cuvântul meu, ce ai făcut cu poruncele mele, le-ai împlinit și zic Dumnezeu să ne ajute la fiecare lucru acesta. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ducenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute, dragi frași și strori. Ioan, capitolul 15, aceasta este porunca mea cu 12, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva pentru cine? Pentru prietenii săi. Și voi sunteți prieteni mei, spune Cuvântul Lui Dumnezeu, dacă faceți ce vă spun eu. În dimineața aceasta ne învață Cuvântul Lui Dumnezeu, dragi frate și zror, Și așa cum am spus, am, văzut cine este dragostea, de unde vine dragostea. Dragostea este Dumnezeu, vine de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să ne iubim unii pe alții așa cum ne învață porunca Lui Dumnezeu. Și zic Dumnezeu să ne ajute la fiecare la lucrul acesta. Apoi, dragi frate și surori, 1 Ioan capitolul 4, cu versetul 21. Aș vrea să ne folosim de Cuvântul Lui Dumnezeu ca să ca să înțelegem lucrurile acestea mai bine. 1 Ioan capitolul 4, cu versetul 21 și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește Dumnezeu, pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Pentru că îi îndemna Pavel pe cei din Tesalonic să sporiți în iubirea de frați și în iubirea de toți, de toți frații, de cei care sunt, în, cum spune aici, în toată Macedonia. Zic Dumnezeu să ne binecuvinteze Dumnezeu, să ne ajute la fiecare se în capitolul 5 cu versetul 2, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne iubit și a dat pe sine ca un prinos, ca o jertfă de un bun miros plăcutului Dumnezeu. În dimineața aceasta, dragi frați și surori, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Probabil că Dumnezeu are ceva de transmis în dimineața aceasta și ori de câte ori frații vin aici. Dumnezeu are de transmis pentru poporul său un cuvânt și să zic Dumnezeu să ne dea urechi de auzit și să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce învățăm să și trăim și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute pe fiecare, dragi frați și surori. Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru, Dumnezeu să toarnă puterea Duhului Sfântului ca să putem împlini cuvântul Său în fiecare zi și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu ne va ajuta la fiecare. Aș vrea să mai citesc un verset, spune cuvântul Lui Dumnezeu în Romani capitolul, 10, cu versetul capitolul 12 cu versetul 10 Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Dumnezeu ne-a înfrățit la Golgota și în dimineața aceasta îmi spune mie și ne spune fiecare de aici să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El și să avem o iubire de frați pentru toți frații și zic Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, dragi frați și surori, cine, este, cine iubește pe aproapele său este născut din Dumnezeu și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze la, pe fiecare. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții cu o, dragost este care este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Haideți în dimineața aceasta să ne facem fiecare o analiză de noi. Haideți să, să vedem cum stăm cu iubirea de frați. Iubim noi așa cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu? Sau o iubim numai pe cine ne iubește și spune Cuvântul lui Dumnezeu că să ne iubim chiar și vrăjmașii? Și dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucruri neobișnuiți face, spune Cuvântul lui Dumnezeu, ne învață cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 5 cu versetul 44, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastă, mă faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupre și vă prigonesc. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răspată mai așteptați? Nu tot, fac, nu tot, tot, fac, tot, așa fac și oameni. și spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în dimineața aceasta, să ne ajute Dumnezeu, dragi frați și să sporim în, în, iubirea de frați, în iubirea de toți oamenii, și cu așa cum îi spune și ne învață cuvântul lui Dumnezeu și în Petru, și aș vrea să citesc lucrurile acestea, spune aici cuvântul lui Dumnezeu așa, de aceea dați-vă și voi toată silința, ca să uniți cu credința voastră fapta cu fapta cunoștință, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați cu dragostea de frați, iubirea de oameni, spune Cuvântul lui Dumnezeu și apoi în jos spune Cuvântul lui Dumnezeu. Căci dacă aveți din beșug aceste lucruri în voi, nu vă vor lăsa să fiți nici, nici neroditori în ce privește de plină cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este ori mumbă cu închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. În dimineața aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute la fiecare dar și surori. Am văzut de unde vine dragostea și cine este dragostea. Apoi a ne iubi unii pe alții este porunca lui Dumnezeu. Cine iubește este născut din Dumnezeu și zic Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze pe fiecare. Iubiți frați și surori, spune cuvântul lui Dumnezeu și nu de mult să spune aici să avem o, o credință neprefăcută. Și cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu în romani, s-ar putea să avem o dragoste de frați prefăcută, Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu care spune în felul următor. Dragostea să, fie fără, dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Doresc din toată inima în dimineața aceasta să ne binecuvinteze Dumnezeu pe fiecare, să nu avem o dragoste prefăcută de frați. Așa ca și Iuda, care deși era cu Domnul Iisus Hristos, deși era în grupul cu cei 12 și umbla cu Domnul Iisus Hristos și erau cu ei în fiecare zi și vedeau semnele și minunile, care le făcea Domnul Iisus Hristos și a văzut atâtea minuni, totuși, la un moment dat, a fost acela care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos și s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos și l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne păzească pe noi, dragi de o dragoste prefă, prefăcută. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu, tot în roman spune cuvântul lui Dumnezeu că dragostea nu face rău aproape lui său. Dragostea nu face rău aproape lui său. Dragostea este deci împlinirea legii. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne înțelegem lucrul acestea în dimineața aceasta, pentru că Dumnezeu ne învață să ne iubim unii pe alții și cine iubește este din Dumnezeu și dragostea, dragi frate, este fundamentul vieții creștinului. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute Dumnezeu la fiecare, pentru că Dumnezeu nostru ne vrea cu gelozie pentru El, lăudat să fie numele Lui în vecii vecilor. Apoi, dragi frate surori, spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare aici, unde am citit în Tesaloniceni, să căutați să trăiți liniștiți și să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre așa cum v-am sfătuit. Fii o pildă pentru cei din jurul tău. Fii o pildă pentru cei din jurul tău. Așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu să fim sarea și lumina și sarea pământului și să lucrăm cu mâinile, să spune cuvântul lui Dumnezeu, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cine fură să nu mai fură ci mai degrabă să lucreze ca să aibă să dea și celui lipsit. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Pavel s-a dat pe el însuși o pildă, dragi fraștori, și în lucrul acesta, pentru că în Macedonia, aș vrea să citesc în 2 Tesalonicen, în Macedonia, frații de acolo au început să se le nevească, să nu mai muncească și să zică așteptăm pe Domnul. Dar ce, ce le spune Pavel? Și Pavel s-a dat pe sine însuși o pildă vrednic de urmat și ne spune și nouă și vom citi lucrul acesta. În 2 Tesaloniceni spune aici cuvântul Lui Dumnezeu și aș vrea să citesc cu versetul 7 în jos. Băi, și vă Știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați? Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. Spunea Pavel, voi știți că am fost la voi că n-am, -am trăit degeaba, n-am trăit în neorânduială, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui. Spune, n-am fost leneși, n-am mâncat pâinea de pomană nimănui, ci... Ce... Și ne învață și ne spune, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povara nimănui dintre voi. Și Pavel îi îndemna, fiți o pildă pentru cei din jurul vostru, trăiți liniștiți, munciți. Știi ce spunea Luther? Dacă Domnul ar veni mâine, azi, azi aș un pom. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute și pe noi, dragi frați și surori. Spune, lucrând zi și noapte, ostenindu ne muncind, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrenic de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit că cine nu, nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, spunea Pavel. Cine nu este lene și nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Și versetul 11 spune în felul următor, Am auzit însă că unii dintre voi trăiesc în nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Trăim vremuri grele, fraș și și roșii. Pavel spunea lui Timotei, să știți că în vremurile de urmă vor fi grele, vremuri grele că oamenii vor fi așa, așa, așa și vor fi iubitori de sine. Spune cuvântul lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne spune nouă în dimineața aceasta că, ca să nu fim așa cum citim aici, am auzit că unii dintre voi trăiesc în neorundeală, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Dumnezeu să ne păzească, Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt, pentru că este atâta de lucru în via Domnului, dragi frați și sorori. Să ne ajute Dumnezeu să ne înțelegem locul, chemarea și să-L muncim, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să-L slujim Domnului cum? Cu râvnă, cu pasiune, într-o vreme ca și aceasta, așa și ca și Pavel, care deși a fost bătut, deja a fost, a maltratat, deși mergea de încetate în cetate și era huiduit, pentru ceea ce făcea, pentru lucrarea lui Dumnezeu la care a fost chemat. Și oamenii îl huiduiau, îl băteau și nu nu, se, nu, nu era obosit. Se ducea în altă cetate și propovdea Evanghelia și planta biserici. Și după ce le-a plantat fost acela care le-a vizitat din nou să vadă ce fac frații ca să spune aici în unul tesalonceni, ca să nu cumva să mă fiu ostenit degeaba, mă rog pentru credința voastră, spunea Pavel, mă bucur și mă rog pentru voi toți, deși biserica nu a fost perfectă, adunarea nu era perfectă, oamenii care au acolo, dar spunea Pavel, mă bucur de credința voastră, de dragostea voastră care merge crescând. Și zic Dumnezeu să ne bine este atâta de lucru, este atâta de lucru în via Domnului. Haideți într-o vreme ca aceasta să nu ne, ne, tragem la umbră și să spunem lucrează cine o vrea, pentru că Dumnezeu vrea să lucrăm și din punct de vedere fizic și din punct de vedere spiritual, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu, pentru că este de lucru ca să nu ne ținem, dacă nu lucrezi Vine vrășmașul și ne-a dat atâtea de lucruri, ne dă televizor, ne dă internet, ne dă tot ce vrem ca să ne amăgească și să trăim amăgiți. O amăgire acum când este gata Hristos să vină să-ți să repească biserica, ci noi să fim trei, să ne iubim unii pe alții, să trăim în armonie, în dragoste, în pace, în unitate, ca Dumnezeu să lucreze între noi. Dumnezeu să dea la o parte orice du de ură, orice du de judecată, orice du de bârfă și slava lui Dumnezeu să se vadă aici, în locul acesta, pentru că suntem biserica lui Dumnezeu răscumpărată prin sânge Domnului Isus Hristos, slăvit să fie în numele lui Dumnezeu. Faptele Apostolului, capitolul 20, faptele Apostolilor, așa cum am spus, dă-te pe tine un exemplu, fii o lumină pentru cei din jurul tău, la locul de de muncă, lucrează cinstit, lucrează și ca cei din jurul tău să vadă că cu tine este Dumnezeu și că tu ai o purtare sfântă, ai o, o purtare corectă. În, în Faptele Apostolului, capitolul 20, cu versetul 34. Singur știți, că mâine, singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Nu numai pentru el, nu fim, dragostea nu ne învață să fim egoiști, dragostea să jerfești așa cum spune în capitolul 13, din 1 Corinteni, capitolul 13, ce este dragostea și zic Dumnezeu să ne ajute pe fiecare drag frate și sorori. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să vă ajutați și ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute, dragi frați și surori, să fim o pildă pentru cei din jurul nostru, pentru cei care ne înconjoară. Dumnezeu să ne ajute și dacă vom dori lucrurile acestea, Dumnezeu ne va ajuta, Dumnezeu ne va sprijini pentru că este bun, lăudat să fie numele Lui în vecii vecilor. Și apoi, cuvântul Lui Dumnezeu, în versetul 12, de un unte capitolul 4, versetul 12, și astfel să vă purtați cu și cu cei de afară, să nu aveți trebuință de nimeni. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragi frați și surori. În 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15, spune, nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș sau ca un hoț sau ca un făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dumnezeu să ne păzească, dragi frați și surori. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem în o vreme ca și această dragoste a lui Dumnezeu, că ne cheamă pe fiecare, ne cheamă la pocăință pe fiecare din noi, s-a jertfit pentru noi, pentru păcatele noastre și doresc din toată inima, ori de câte ori venim aici, să, să poți să simți prezența lui Dumnezeu. Așa cum am spus la dacă ai căzut, recunoaște-te înainte și spune, Doamne, îmi pare rău și vreau să mă ridic îmi pare rău de trecutul meu, îmi pare rău de tot ce am făcut. Și vin în fața ta cu căință, cu recunoștință și vreau să mă ridici. Și vreau să slujesc, și vreau să nu rămân undeva căzut. Și vreau să mă ridic în numele tău și să merg înainte, slujindu-te cu râmnă, făcând voia ta. Înțelegând dragostea lui Dumnezeu care s-a dat pe sine primițând în lume, s-a dat pentru noi primițând de lume pe Fiul Său, ca să moară la Golgota pentru noi, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Spune Cuvântul Lui Dumnezeu că oricine crede în mine nu va peri, ci va avea viața veșnică. Apoi, înțelegând că este porunca Lui Iisus Hristos să ne iubim unii pe alții, ca să vadă lumea că suntem ucenicii lui și s-a dat exemplu Domnul Iisus Hristos, numai că ai vorbit de dragoste și de iubire, ci s-a, arătat, ni, ni, ne, ne, a arătat cum trebuie să ne iubim, murind pentru noi, jertfindu-se pentru fiecare din noi care suntem aici în dimineața aceasta. Poate spui pentru mine, nu mai există șansă. Ba, există șansă dacă te ridici în numele lui Iisus Hristos și vii cu căință și cu pocăință înaintea lui, pentru că el nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă vrea întoarcere, vrea apropiere de el, vrea curăție, vrea sfințenie în fiecare zi în noastre. Prin El putem, dragi frați și să știți că prin puterile noastre nu vom putea, dar dacă vom cere ajutor, dacă vom veni înaintea Lui, dacă ne vom smeri înaintea Lui, dacă vom cere, așa cum se spunea în dimineața aceasta, cere lucruri mari din partea Lui Dumnezeu, cere lucruri care mintea ta, cu mintea ta și cu puterile tale nu le vei putea ajunge și să le faci. Cere lucruri supranaturale pentru că Dumnezeu lucrează slăvit să fie în numele Lui și ne iubește pe fiecare lăudat să fie în numele Lui în veci, veci. Apoi să fim cu tot ce opil de lucrând cu mâinile noastre, dându-ne exemplu, fiind o lumină pentru cei din jurul nostru și zic Dumnezeu să ne ajute la fiecare la lucrul acesta. În durarea Lui Dumnezeu să rămână peste Biserica Betania. Iubiți frați și surori, așa cum am spus, cine iubește este născut din nou, cine iubește a cunoscut pe Dumnezeu, rămâne în Dumnezeu, poate spui eu iubesc pe Dumnezeu, nu se poate așa ceva și să urești pe fratele tău. Nu poți să iubești pe Dumnezeu și să urăști pe fratele tău. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să-ți iubești aproapele, lăudați să fie în numele Lui Dumnezeu. Pentru că a venit la Domnul Isus Hristos în Matei, capitolul 22. Și a întrebat, și l-a întrebat, când a auzit fariseii că Isus a stupat gura sa de s-a strâns la un loc și unul din ei, un învățător al ca să-l ispitească, i-a pus următoare întrebare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și vine Domnul Iisus Hristos și îi spune, Iisus i-a răspuns să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată de inimă, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tip poruncă, iar a, doua, iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunți se cuprinde toată legea și prorocii. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragi frați și surori. Harul lui Dumnezeu să ne bine binecuvânteze pe fiecare, să nu avem o dragoste prefăcută de frați, să spun că te iubești și nu-mi pasă de tine, așa cum se spune aici. Când știi că are cineva o problemă un frate de tău, are o problemă, eu știu, financiară, materială, spirituală, tu să fii acela care să spui, sunt aici lângă tine, mă, te ajut cu ce pot și cu ce am, mă, mă rog pentru tine înaintea lui Dumnezeu, stăm înaintea lui Dumnezeu pentru ridicarea ta, pentru reabilitarea ta, prin aceasta va cunoaște, dragi frați și lumea că suntem al Lui, dacă ne vom iubi și dacă vom trăi în unitate și în dragoste și zic Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Harul Lui Dumnezeu să rămână peste Biserica Betania, îndurarea Lui să rămână peste viețile noastre, peste căsile noastre. Nu uitați, trăim vremuri în urmă. Dumnezeu să ne ajute să nu cedăm într-o vreme ca și aceasta ci plin de elan, plin de râvnă, dragi frați, să slujim Domnului și Dumnezeu într-o zi, când va veni să-și răpească biserica, te va lua și te va duce acasă. Iar dacă neglijezi aceste învățături, pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să citesc, spune că cine neglijește aceste învățături nu neglijește un om, ci pe Dumnezeu. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, versetul 8, de aceea cine ne socotește aceste învățător, ne socotește nu pe om, ci pe Dumnezeu care va da și Duhul Său cel Sfânt, lăudați să fie numele Lui. Și apoi în versetul 1 încolo, fraților, ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți și lui Dumnezeu. Și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus Hristos să sporiți tot mai mulți în privința aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Îndurarea lui Dumnezeu să rămână peste Biserica Betania. Făți o revizuire în dimineața aceasta și vezi cum stai cu dragostea față de Dumnezeu și cu dragostea față de aproapele tău. Și dacă ai eșecuri, dacă ai carențe în dimineața aceasta, poți să vii înaintea lui Iisus Hristos și să spui, Doamne, sunt aici înaintea ta în dimineața aceasta. Eu vreau să iubesc așa cum Tu mai ai iubit pe mine, să iubesc pe aproapele meu, să iubesc pe cei din jurul meu, să iubesc pe toți oamenii, că aceasta este porunca și în, în care ne învață Dumnezeu pe fiecare. În Îndurarea Lui Dumnezeu să rămână peste noi, harul Lui Dumnezeu să rămână peste Biserica Betania. Haideți cu toții să ne ridicăm în picioare și în urmă la tot ce a fost în ziua de astăzi în locul acesta, dacă te regăsești undeva dificitar... În rugăciunea aceasta aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu să spunem Doamne, suntem aici și te rugăm din toată inima, binecuvintează-ne cu lumina ta, cu priceperea ta, cu duhul tău cel sfânt și ajută-ne să trăim în dragoste, ajută-ne să trăim în pace și în armonie până în ziua când tu ne vei lua și ne vei duce la tine acasă. Amin!